Dacă toată vara drumarii de la Urbiserv s-au ocupat mai mult de plombări, odată cu venirea toamnei au primit și lucrări mai mari, printre care și asfaltarea străzilor din cartierul Micro 14. Să știți că în ultima vreme activitatea s-a întețit pe drumuri. Am reușit să asfaltăm 3 străzi. Acum sunt astăzi, dacă ne ajută vremea, astăzi vom asfalta pe un fir strada sublocotenent Post Morte Madalin Stoica și mâine să finalizăm al doilea fir. Alte echipe de drumari se ocupă concomitent de amenajarea celor două parcări rămase neasfaltate de pe strada Pietroasele. Lucrăm în continuare la parcarea mare, la terasamente și stratul de stratul suport. Pe Afinelor și acolo vom asfalta astăzi. Vom asfalta niște trotuare, intrări la blocuri. Iar în orizont, pentru că nu avem utilaje de asfalt, deși am fi putut să turnăm al doilea strat pe Nicu Constantinescu, o lungime de 180 de metri, utilajele sunt împărțite pe celelalte străzi, continuăm lucrările de terasamente, ridicări de capace, de canalizare. O lucrare destul de dificilă este cea de pe Bulevardul Bălcescu, unde echipele de la Urbis construiesc canalizații pentru coborârea în subteran a căblăriei de pe stâlpi. Ieri ne-am întâlnit acolo și cei care au lucrat partea de conductă de apă, e vorba de firma Protehnic, să vedem cum putem să realizăm canalizații, fiind vorba de un spațiu îngust, unde trebuie să venim cu 3 rânduri de țevi de 110, cu cămine, cu tot ce trebuie pentru a asigura canalizația pe Bălcescu, după care refacerea trotuarului este tot în atribuția Urbisului. Se speră ca proiectul de pe Bălcescu, în care este inclusă și asfaltarea străzii Mioriței, să fie finalizat până la instalarea frigului.